Ceea ce dorim să vă rugăm în contextul epidemiei actuale, pandemiei actuale de coronavirus, e legat în primul rând de măsurile de protecție, cele recomandate pe care vă rugăm foarte mult să le respectați pentru sănătatea dumneavoastră și a celor pe care îi iubiți, pe care îi aveți în jur. Spălarea mâinilor e extrem de importantă, la fel toate regulile de igienă, cele uzuale de fapt. De asemenea, extrem de important pentru a opri răspândirea virusului este izolarea socială, ceea ce înseamnă că în zilele care urmează, cel mai sănătos este să stați pe cât se poate de mult acasă. Asta va putea opri răspândirea foarte largă a virusului. De asemenea, nu uitați, suntem puțini. Medici, asistente, profesioniștii din sănătate sunt puțini. Spitalele nu sunt pregătite pentru o criză foarte mare și atunci rugămintea noastră este să ne protejați și pe noi, dovedind disciplină și responsabilitate. Încercați să nu ascundeți adevărul cadrelor medicale. Vă va ajuta atât pe dumneavoastră cât și pe noi să trecem cu bine peste criza care urmează. Mulțumim!